Salut. Îți plac florile, dar sărbătorile. Ce crezi că înseamnă o sărbătoare? Cum ai putea defini acest termen? Noi am găsit câteva informații legate de sărbători. Și am aflat faptul că sărbătoarea este o festivitate, o zi deosebită de celelalte zile calendaristice și care se repetă în mod ciclic. Pentru că suntem diferiți, sărbătorim în mod diferit. Cu această ocazie pot avea loc dansuri, mâncăruri festive, spectacole sau chiar întreceri sportive. Sărbătorile, la rândul lor, pot fi religioase, sărbători naționale, când se sărbătorește aniversarea unor evenimente din trecutul unui popor, sărbători sportive, precum jocurile olimpice, de exemplu. Pot, se pot organiza carnavale, putem sărbători recoltele, aniversări onomastice sau zile de naștere. Sărbători cu ocazia botezului, anunților, sărbători internaționale precum Ziua Muncii, Ziua Copilului, Ziua Femeii sau Ziua Mamei. Zilele și sărbătorile internaționale sunt zile care au fost recunoscute ca aniversări internaționale de către Organizația Națiunilor Unite sau de către alte organizații care declară aniversări internaționale. Dar, nu sunt la fel de larg cunoscute. Una dintre sărbătorile internaționale este Ziua Mamei. Ce știm despre această zi? Noi am aflat că istoria sărbătoririi mamelor se întinde până în Grecia Antică. Atunci erau organizate festivități de primăvară pentru Rea, zeița mamă, și împreună cu ea pentru omagiul mamelor. Cum sărbătorești tu ziua mamei? Notează cinci enunțuri în care să surprinzi modul în care tu sărbătorești această zi. Poți utiliza cuvinte precum cânte, flori, serbare, desen, felicitare, îmbrățișare sau poezie. În America, ziua mamei a fost sărbătorită pentru prima dată la Boston în anul 1872. În Ungaria, de exemplu, prima sărbătoare a fost organizată de Crucea Roșie a Tineretului din Ungaria și era legată de tradițiile privind pietatea dedicată fecioare Maria în luna mai. În 1928, ziua mamei a fost inclusă printr-un ordin al ministrului învățământului printre sărbările școlare. Această zi este sărbătorită la nivel mondial, chiar dacă nu la aceeași dată. Națiunea maghiară, de exemplu, sărbătorește ziua mamei în prima duminică din luna mai. Românii sărbătoresc această zi în 8 martie cunoști poezii sau cântece dedicate mamei? Noi am pregătit pentru tine câteva poezii dedicate acestui moment. ia timpul necesar pentru a lectura și relectura aceste poezii. Ne-am gândit că ar fi frumos să scriem mamei o felicitare. Îți amintești ce sunt felicitările? Ei bine, felicitările sunt niște mesaje scurte prin care transmitem unei alte persoane gânduri de bine, felicitări, urări cu o anumită ocazie. Felicitarea are o formă aparte. În partea de sus vom scrie formula de adresare. Partea de mijloc va cuprinde conținutul felicitării, format din urarea transmisă și ocazia cu care va fi transmisă acea urare. În josul paginii vom scrie formula de încheiere, apoi vom semna. Ai aici un exemplu. Cu siguranță, felicitarea ta este foarte, foarte frumoasă, iar mama ta va fi mulțumită. Ai ajuns la final. Te-ai descurcat grozav.